Elevii mai multor licee din Râmnicu Vâlcea au primit astăzi sfaturi importante despre cum să se ferească de atacurile cibernetice, cum să-și protejeze datele personale pe rețelele de socializare sau cum ar trebui să procedeze în cazul în care identifică o vulnerabilitate în sistemul informațional. Toate curiozitățile le-au fost satisfăcute de specialiști în domeniul IT din cadrul structurilor de prevenire a fraudelor informatice constituite la nivel guvernamental și reprezentanții ai companiei Microsoft în cadrul conferinței Ethical Hacking, organizată de Consiliul Județean Vâlcea, în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Astfel de mesaje nu vin doar pe browserul de pe calculator. Acest tip de scam a venit pe WhatsApp. Practic, un mesaj pe WhatsApp, cu bilete gratuite la un concert. Trebuia să dați datele personale pentru a intra în posesia biletului. Mai mult decât atât, se și distribuia mesajul către alte 15 contacte. Evident că rata de propagare era una foarte mare. Am fost sesizați la CERTRO de această campanie și, ca măsură de contracarare, am pornit o campanie de alertare prin care avertizam că este o înșelătorie. Una dintre chestiunile pe care pot să o prezint și este ușor de înțeles, pentru noi cei care nu suntem specialiști în domeniul cibernetic, este o dezbatere despre cât de bine sau rău este să folosești rețelele Wi-Fi și care sunt costurile. Care sunt costurile atunci când folosim Wi-Fi? Costurile pentru tine ca persoană, pentru ceea ce înseamnă folosirea dispozitivului cu care te loghezi și așa mai departe. Vorbim pe limba lor, We Speak Cyber, pentru generația aceasta tânără și care vine din urmă și care, iată, în zilele noastre este oarecum dependentă de tot ceea ce înseamnă acest fenomen al tehnologiei informației. Ce ai înțeles tu din această conferință? Ți s-a părut utilă întâlnirea cu Ministrul Comunicației? Deocamdată, da, mi s-a părut foarte util, a fost foarte interesant și cred că toată lumea care va vedea asta va învăța ceva și mi se pare că ce ne-a spus dânsul este chiar o meserie de viitor din care chiar poți să face ceva frumos. Poți să-ți dai seama dacă există o problemă, o vulnerabilitate? Deocamdată nu. Adică dacă sunt probleme de genul malware, virus și așa, am pățit, adică toată lumea a pățit să-ți apară pop-up-uri și atunci mi-am dat seama că probabil n-am făcut nimic, că e ceva. Dar dacă e să primesc un mail sau așa, au fost dăți în care nu mi-am dat seama. Dar n-am băgat datele, dar am picat în chestia, adică am crezut, dar nu mi-am pus datele. Că e o promoție și... Da. Adică am luat-o de bună, dar nu m-a interesat și nu mi-am băgat datele, pentru că nu m-a preocupat pe mine. Ce noutăți ai aflat aici? Păi, în primul rând, despre cum ar trebui să procedăm dacă vrem să luăm, să începem acest lucru, fără să ne băgăm probleme, în sensul în care să ne spunem, trebuie să ne oprim, ce să facem și să nu, cumva, să intrăm sub incidența legii, din greșeală. Voi nu aveți probleme de genul, vi s-au furat datele personale, cineva v-a accesat contul pe Facebook, pe WhatsApp sau... Că nu, nu. Că voi identificați rapid vulnerabilitățile sistemului. Să zicem. Da? Da. Ați avut colegi care au avut probleme? Nu, cred, nu știu. Sincer, nu am auzit. Sau care au oferit prea ușor date personale pe internet? Asta da, posibil. Este foarte utilă și informații destul de ok, pentru că există foarte multă dezinformare pe partea aceasta și este necesar ca cineva să vină și să explice tinerilor despre ce e vorba și cum funcționează tot sistemul acesta de internet. Ai avut probleme până acum? Ți s-au furat datele personale sau contul pe Facebook? Nu, pentru că lucrez în domeniul acesta și nu... Știi cum să te ferești? Da. Lucrez pe partea de IT, de informatică și de securitate informatică. Care ar fi primul lucru care ar trebui să ne ridice un semn de întrebare, nu știu, pe internet? Ce... Păi, în primă fază, cu parolele despre, spuneau că parolele pot fi date de naștere și nu știu, ar trebui explicat că ele trebuie criptate în primul rând. Criptarea parolelor se face foarte ușor, punând litere, cifre, o combinație. Făcând acea combinație, da, așa, e mult mai greu ca hackerii sau crackerii să spargă aceste parole și să facă ceva cu datele. Datele oficiale arată că în România numărul atacurilor cibernetice a crescut cu 38% față de aceeași perioadă a anului 2018. Cine sunt cei vizați de hackeri?
Am să încep răspunsul prin a vă spune că vizați suntem toți, cetățeni, companii, administrație, iar evoluția tehnologică vine cu foarte multe vulnerabilități, motiv pentru care și numărul atacurilor este în creștere. Într-adevăr, trendul este unul crescător, cu aproape 38% mai multe atacuri decât în anii trecuți, decât în anul trecut. Iar în topul acestor atacuri rămân în continuare campaniile de infecție cu ransomware, phishing-ul și campaniile de tip scam. Cum pot fura datele personale ale utilizatorilor, cei care se ascund în spatele unei campanii false? Așa cum ați văzut în prezentare, de cele mai multe ori ei se substituie unor producători reali, unor pagini reale și invocând de cele mai multe ori premii sau vouchere gratis, cer datele cetățenilor. Asta ar trebui să ne dea de gândit faptul că ne cer datele personale? Da, și atenția trebuie să fie sporită. De fapt, vorbim aici de o educație în domeniul securității cibernetice și aș vrea să vă spun că mai mult de 50% dintre cetățeni spun că informațiile pe care le au privind securitatea cibernetică sunt insuficiente și aproape 70% dintre companii de-abia întreprind măsurile minime de securitate cibernetică. România este a doua țară din lume care pune la dispoziția utilizatorilor de internet un număr unic de urgență pentru a raporta incidente de securitate cibernetică. Acesta este 1911 și poate fi apelat atât de persoanele fizice și juridice, cât și de instituțiile publice din țară. Numărul de apelare 1911 este un număr dedicat pentru cei ce sunt sau consideră că sunt victime ale atacurilor cibernetice. Este un număr deschis 24 de ore și ce este important este că numărul este disponibil a fi apelat atât pentru firme, instituții, firme mici și mijlocii, dar și pentru persoane fizice. Astfel când oricine care simte că există o intruziune cibernetică în viața personală sau profesională, poate apela acest număr și are posibilitatea de a primi un nivel de informație primară, sfaturi primare despre ce trebuie să facă, poate este nevoie de constituirea unui dosar penal sau ce măsuri trebuie să ia pentru a reduce riscul în ceea ce privește efectele unui atac cibernetic. Poate pot ajuta operatorii apoi și la identificarea vulnerabilității? Nu, operatorii, după cum am spus, oferă informații primare, însă în urma celor relatate în decursul convorbirii cu operatorul, operatorul are opțiunea, dacă consideră, să trimite către organele competente și astfel încât să fie constituit chiar un dosar penal. Este foarte util pentru că sunând și raportând incidentul de securitate cibernetică la 1911, în primul rând primiți primele sfaturi privind incidentul, se poate localiza și datele pe care le furnizați dumneavoastră sunt foarte utile pentru a crea alerte care îi pot proteja pe ceilalți de astfel de incidente. Dar în primul rând veți primi toate sfaturile necesare pentru a remedia și pentru a localiza și a minimiza impactul incidentului pe care tocmai l-a suferit. De la lansarea numărului unic respectiv din luna mai a acestui an și până în prezent au fost raportate peste 500 de incidente de securitate.